Eu o să-mi scriu aici pe Buci Sebi. O, da. Ești de acord? Dacă tu scrii Sebi, eu scriu Edi. Jur. Jur pe ce mai spun că dacă tu îți scrii Sebi pe Buci, eu îmi scriu Edi. Băi, deci eu scriu Sebi pe Buci și el scrie Edi. Băi, jur. Băi, jur. Deni, taie. Hai, salut băi frățiori și surorile mele și bine v-am regăsit la un nou minunat vlog. Astăzi băi frățiori mei, suntem pe drum spre București, mă rog, mai avem 16 km, am făcut undeva la 600 de km pe drum înapoi spre București. Sunt un pic obosit, este ora 6 dimineața, sunt aici cu Angelo și și părinții mei sunt pe drum pentru că mâine, adică astăzi, o să stăm un pic acasă, să dormim un pic și plecăm la mare. Bă, și uitați-vă la vremea asta, băi, și ne pun la cap și că suntem în filmele Matrix, știi, ceva film horror, mă rog, în spate a fost un pic mai ceață, mai de groază, acum se mai luminează ăsta, dar sunt moră de nu zici că suntem ceva film horror de ăsta, așa, de-astea, mă rog, în film. Și da, băi, frăziorii mei, nu uitați să dați acolo un bun butonaj, de like, să vă abonați, să apăsați spre clopoțel și revenim de pe, nu știu, cred că de pe drum încolo, spre Constanța. Hey, am dormit și noi vreo 2 ore, 3, cam așa, suntem rupți de oboseală, am venit aici, am mâncat un pic, am băut o cafea și acum mergem în Constanța, băi frățiorii mei, încă vreo 3 ore de drum și jur că nu mai pot, nu mai pot, de-abia aștept să ajung în Constanța, să mă întind pe nisip ca o broască și să stau acolo, așa că revenim. Și am ajuns, băi frățiorii mei, într-un final, în sfârșit, după 3 ore și ceva de drum, am ajuns, ne-am cazat la hotel, mă rog, ne-am plimbat de 15.000 de ori până să găsim hotelul. Bă, ce-mi place la hotelul ăsta e, bă, că avem un televizor, bă, deci e aproape cât peretele, bă, frate, deci e așa mare, deci în viața vieților mele n-am văzut plasmă așa mare. E cât un bec. Pune mâna pe el. Da, așa, da, ne place. Și cam așa este camera, băi, frățiorii mei, două paturi alea. Mai mare tablou. Bam, aici așa, baia, nu-i cine știe ce. Bun, bă, deci n-aveți idee cât de mult îmi place să mă cazez la hoteluri, să stau în camera de hotel, nu știu, cred că e ceva fetiș de ăsta nebun de-a meu, să stau în hoteluri. Nu știu, mă simt așa, mă simt ca acasă, efectiv, oriunde, în orice hotel m-aș caza, mă simt ca acasă, mă simt așa relaxat, mă simt atât de liniștit. Doamne, când intru într-o cameră de hotel, băi, mă ia așa o fericire interioară, nu pot să explic așa ceva. După o oră ne-am dat seama că avem balcon, băi, și nebun la cap. nice, smecherie. Avem și balcon. 2000 years later. Bună dimineața, băi frățiorii mei. Aparent n-am mai filmat nimic la mare, m-am relaxat și eu puțin, așa, am stat un pic în vacanță, după care am venit înapoi în București. A fost fain la mare, mi-a plăcut, mai mergem. După care am venit în București cu ai mei, vreo 2 zile cam așa. A venit mama, mi-a făcut curat. Băi, mi-a făcut mama curat în tot apartamentul și nemo, că n-a mai fost așa curat la mine nici când am venit prima oară aici. Și da, acum am rămas singur, băi frățiorii mei. Îmi pare rău că n-am mai postat așa de sună asta, dar a fost și un pic în vacanță, dar acum, de azi, revenim, băi frățiorii mei, cu vloguri cât mai multe posibile. O să-și fiu aici în fiecare dimineață ca să vă fiu aproape, băi, să vă fiu aproape. Ne punem din nou pe treabă. Haideți să vă arăt aici apartamentul. Băi, uitați, băi, ce curat este aici, nebun la cap. Totul este aranjat, frumos, doamne, totul este spălat. Totul este curat așa, doamne, oh yes, oh, și să nu mai zic, cum îi zice, dulapul, doamne, toate aranjate, alea, așa, da. Thank you, mother, n-ai cum, deci când vine mata la tine, curățenie generală, ești nebun la cap, ei o să plece înapoi în Franța. Și asta este, băi, frățiorii mei, o să mergem acum să bem o cafea cu Eddie, cu Zbâr, să vedem cine mai vine. Din câte am înțeles, vrea Zbâr să filmăm ceva, Eddie vrea să filmeze ceva cu el, așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Ia vedeți, băi, frățiorii mei, cu cine ne-am întâlnit, cu Eddie, doamne, ce dorm de tine, Edi. Sunt și cu Dene aici. Ce faceți, băi? Bine, tu? Mai trăiți? De o lună, bă, de o lună. Ne-ai părăsit. M-am părăsit. I-a povestit Sebi mai devreme cum s-a rins cu o fată, da, emo. Am tocmai ce am observat, băi frățiorii mei, că avem salon de tatuaj în cartier și vrem să mergem să ne facem un tatuaj frumos. Vreau să-mi fac tatuaj aici pe gât. Eu știu deja ce tatuaj fac. Un dragon? Nu, fac I wish I could explain. Aici pe gât. Bă, că al meu în primul rând prea știe engleză. Eu o să-mi scriu aici pe Buci Sebi. O, da. Ești de acord? Dacă tu scrii Sebi, eu scriu Edi. Să moară măta. Jur. Jur pe ce mai spun că dacă tu îți scrii Sebi pe Buci, eu îmi scriu Edi. Băi, deci eu scriu Sebi pe Buci și el scrie Edi. Băi, jur. Băi, jur. Taie, Deni. Deni, taie. Băi, nu glumesc. Nici eu nu glumesc. Nu glumesc, Deni. Nici eu nu glumesc. Cameră, dar nu glumesc. Cameră. Bă, pare că glumesc. Eu vorbesc foarte serios.
Hai. Dar stai așa. Cine își tatuează primul? Eu. Tu? Da. Jură-te. Da, îmi scriu un Sebi mic, așa. Da. Bine, hai. Jură-te. Mă jur. Bine. Hai să mergem. Aici ai. Hai, mergem să vedem și revenim. A few moments later. Bun, băi, frățiorii mei, deci marți viitoare avem programare la tatuaj. Bun, băi, frățiorii mei, am venit aici la Edi să ne uităm la un film ca doi bărbați adevărați. Ca doi bărbați adevărați am venit acasă. Deci, bă, fii atent, deci de la picioare în jos, zici că ești o p***. De la ce? De la picioare în jos. Adică? De la burică în jos, de fapt. De ce? Cum ai ciorăpeie aia și chiloțe aia roz? Deci băiatul meu aici a pierdut o provocare și trebuie să sară în piscină la 3 noaptea. E francez. Aui? Ai de bun? Hai să ne băgăm și noi. Și ca să vedeți, băi, frățiorii mei, am râs de băiatul nostru din Franța, dar am pierdut și o provocare, așa cum trebuie să sar și eu în piscină. Nu! No. Cam o savată, mama, nu? Da. Ești bine? Ești bine? Da. Eu îi făceam semn, da, zi, da, ca ta știi și tu. Ce faci, băiatul? Rămâi în piscină? Ești bine? Da. Ai dat în asta. S-a prins de ăla, ești nebun. O, ți-or picat aici. Asta ce-s? Trebuie să pice și astea și ăsta și și ăla de pe colț. Da, uite așa la pică, imediat. Poate dacă o zguduim așa un colț, nu pică? Ha? Ha, ridic-o tără. Ia scutură-l un pic, nu. Frișorule! Runda 2. Ce vrei, Nico? Eu? Mi-aș dori o banană din aia de acolo. Poți să iei, nu poți să iei. Încearcă să le iei pe ăla, e cel mai ușor de luat. Da, sau ăsta. Da. Mai încolo un pic. Mă să iei pic așa. Mai încolo. Da, da. Salut, 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 salut. Mai la dreapta un pic, mai la dreapta. Mai un pic, mai în față. Mai în stânga ta, stânga ta. Mai în față un pic. Nu, mai în spate, mai în spate. Mai în spate, mai în față. Aproape, dar nu strânge, e fake, da. Nu strânge. Da, se agață din greșeală. Bine. Te-ai făcut cum reloc?